Am revenit în direct, stimați spectatori. Nu uitați, din acest moment aveți un număr de telefon afișat pe ecran și puteți interveni și dumneavoastră cu a ne spune ceva în legătură cu acest caz și de ce nu a vă oferi ajutorul. Așa cum am spus, am încredere în spiritul de solidaritate a sătmărenilor și mai mulți poate putem face câte ceva, cât de neînsemnat pentru cei care sunt mai nefericiți. Așa. Am înțeles că, domnul Spivak, ați avut o ofertă să vă vindeți cum ar veni un copil. Da, acum 4 ani și ceva, Alexandru a fost mai mic și aveam pe veițică, pe băiatul a fost mai 3 luni avea și stăteam tot aici pe malul Someșului, dar nu acum unde stăm noi mai încolo, nu spun. Venea cu un helicopter și ateriza acolo pe un câmp și tot, da, ducea ciocolată la copii. Și într-o zi a venit și zice, aș vrea să am o locuință, dar zice că eu cum să nu dau, nu vedeți unde stau. Zice că, na, bine, zice, dacă vrei eu pot să vă ofer o locuință, zice, nu ca să-l vinzi pe fetița, zice, numai ca să donez, adică să donez, ca să înfiesc. O să aibă o condiție foarte bună și i-am spus, nu, doamne fer, copilul meu nu-i de vânzare, zic, eu mai bine stau aici și... Deci, efectiv, a vrut să vă dea o locuință în schimbul fetiței. Da. Da. Am înțeles, dar ați preferat să aveți toți copiii alături de dumneavoastră, indiferent și cât... Și la greu și la bine, nu... Niciun câine nu aruncă copii, dar atunci eu cum să dau? Da, am înțeles. Așteptăm părerile dumneavoastră, intervențiile dumneavoastră. Doamna Cristina, vă rog să ne spuneți câte ceva despre asociația din care faceți parte. Asociația Stea este singura asociație din satul mare care lucrează cu copii și tinere străzi. Noi avem programe educative cu scopul de a dezvolta abilitățile de viață și a oferi șansa pentru o viață mai bună pentru copii și tineri ai străzii. Și cred că din ce în ce mai multe asemenea cazuri. O să vă întreb, o să revenim la activitatea asociației. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu doamna Simona. Aș dori în primul rând să îi felicit echipa care se luptă pentru această familie și în primul rând aș dori părinților să aibă grijă în continuare de copii și să lupte. Iar cei care cer copiii pentru asemenea fapte ca să-i vândă, deci e un lucru foarte crunt. Deci îi felicit foarte mult, deci că a luptat pentru copii. Da. Vă mulțumim pentru intervenție, doamna Simona. O să fie 15 puncte de desfacere a acestor bilete și dacă aveți posibilitatea, de ce nu să cumpărați și dumneavoastră. Da, da. Vă mulțumim pentru intervenție. Așteptăm în continuare intervențiile dumneavoastră, atât pentru a ne spune părerea despre acest caz, cât și pentru a face donații. Dacă este cineva care are de oferit chirie, o chirie la preț rezonabil, pe 2-3 ani va fi plătită de către organizatorii acestei evenimentului din 30 ianuarie. După aceea, revenim puțin, doamna Simona. Deci din ce în ce mai mulți copii ai străzii, din păcate. Din păcate sunt din ce în ce mai mulți copii ai străzii, pentru că în condiție de lipsă de loc de muncă, de șomaj crescut, persoanele care înainte de 2008 reușeau să găsească un loc de muncă ca zilier, acum au și mai puține șanse și foarte multe persoane în astfel de situații, din păcate, profită de copii. Profită de copii trimițându-i la cerșit și vreau să atrag atenția în mod deosebit comunității sătmărene să nu întrețină cerșitul, să nu încurajeze, să nu dea bani. Sigur, multe persoane dau bani pentru că le este milă sau pentru că vor să ajute. Ei, din păcate, acei bani de cele mai multe ori nu fac altceva decât să continue, să întrețină fenomenul. Adică părinții sau alte persoane sau chiar și copiii văd că primesc bani și vor continua. Iar cerșetoria înseamnă să intri în acest cerc vicios, să renunțe la școală, pe viitor nu vor avea un loc de muncă și așa se naște o generație fără viitor, de fapt. Cine vrea să ajute o poate face, de exemplu, printr-o asemenea campanie, unde acești bani, noi știm sigur ce se va întâmpla cu ei și pentru ce vor fi folosiți și mai ales faptul că pe viitor acești bani vor ajuta această familie să nu mai fie nevoită să apeleze la mila nimănui.
Iar alte modalități de a ajuta sunt, de exemplu, să se implice ca și voluntari în susținerea activităților noastre sau să susțină prin alte mijloace, inclusiv cu bani, inclusiv cu produse, munca profesioniștilor care se luptă să ofere servicii sociale și de dezvoltare. Noi avem o echipă mobilă, avem un centru de zi unde primim, unde lucrăm cu copii și cu tineri ai străzii. Sunt copii și tineri care, mulți dintre ei nu au fost niciodată la școală, au foarte, foarte multe lacune în dezvoltare, lacune în educație. Noi încercăm să îi educăm și o parte importantă este cea de dezvoltarea deprinderilor necesare pentru a avea un loc de muncă. Prin jocuri de rol, prin diferite tipuri de activități educative, noi sperăm ca o parte din acești tineri să poată la un moment dat să se integreze profesional. Iar integrarea profesională înseamnă bani pentru a se autosusține, ceea ce, din punctul nostru de vedere, este cel mai important. Da, este foarte important. Da, într-adevăr, o situație dificilă, în general, pentru toți românii, pentru toți sătmărenii și, din păcate, iată, și locurile de muncă din ce în ce mai puține, din ce în ce mai greu de obținut. Din cauza asta se ajunge la asemenea situații. Aici fac un apel și la firmele care, repet, ori pot oferi un loc de muncă, ori să cumpere eventual mai multe bilete pentru acest spectacol caritabil care va avea loc în 30 ianuarie. Și firmele ar putea, unele dintre ele, să ia, nu știu, 10, 20, 30 de bilete pentru acest spectacol. Chiar, mă rog, toți se plâng că le e greu, că le e că e criză, dar ar putea face asemenea gesturi. Da, deja avem, cunoaștem acele persoane care au firme și de fiecare dată le sun și le întreb câte bilete doresc, 30 sau 40 sau 20, și în fiecare an sunt câteva firme care ne susțin și cumpără bileta. De asemenea, Laurent îmi spunea că sunt și persoane din Israel care contribuie la asemenea acțiuni. Acum ne vedem și acolo la www.norvest-tv.ro, puteți să ne vedeți în toată lumea. Deci ai spus că sunt și persoane de bine, să zic așa, care spun prezent la acest tip de acțiuni și care reacționează pozitiv de câte ori aud el. Da, cumpără și avem cunoștințe și în cunoștințe personale și foarte apropiate în Israel, și când avem o astfel de campanie, atunci și acolo se promovează și ei ajută. Da. Care este cea mai importantă dorință a dumneavoastră, doamna și tot momentul, Spivak, da? Bine pronunț, Spivak. Da, doamna Spivak. Care este principala dumneavoastră dorință în urma acestei campanii? O locuință, am un luxoasă, dar să fie condiții. Cât de cât să nu stați în câmp. Da, să nu stau în baracă. Un loc de muncă. Și ca femeie de serviciu nu contează numai să fiu angajată. Pentru că am mai încercat în multe locuri, nu știu de ce, din cauza vârstei, din cauza... Că e un fenomen oarecum generalizat, nu prea sunt locuri de muncă și... Da, m-am prezentat, am citit din ziar, femei de serviciu, și m-am prezentat și nu prea. Un loc de muncă, o locuință cât de cât decentă. Am înțeles. Alex merge la școală de la anul. Merge din toamnă la școala Alexandra și să aibă condiții să învețe. Da, am înțeles. Loc de muncă, ceea ce vă doriți și dumneavoastră, domnul Spivak, da? Bineînțeles. O loc de muncă, indiferent, nu mă interesează orice muncă. Și la Florisal, indiferent, nu mă interesează, numai să muncesc. Am înțeles. Deci nu aveți... Numai, da, bineînțeles. Și să am un mic apartament, un garsonier, indiferent, numai copii să fie bine. Eu să lucrez, nevastă mea să lucreze, și dacă o să fie casnică, nu mă interesează, eu numai să lucrez și indiferent oriunde, la Florisal, nu mă interesează. Da. Acest lucru cu locul de muncă, în acest domeniu te-ai mai interesat, Laurent, încercat și acest lucru să-l rezolvați cu locurile de muncă. Da, și acesta se va rezolva, avem deja câteva propuneri. Evident că aș dori să obținem câte un loc de muncă care să aibă o perspectivă, și nu doar ca femeie de serviciu, ci să fie cu un statut mai ridicat. Și să, bine, până la urmă, important e să aibă continuitate. Exact. Ori aceste locuri de muncă sezoniere nu prea garantează o continuitate în,
în locul de muncă. Și e important ca acel loc de muncă, odată dobândit, să aibă și oarecare durată. Așa este, acesta ne dorim și cred că o să obținem. Deci aveți, să zic, semnale pozitive și din acest punct de vedere. Da. În afară de această campanie, doamna Cristina, în această perioadă, care mai sunt activitățile importante ale asociației în care sunteți implicată? Asociația își desfășoară activitatea în cadrul unui proiect mai mare, numit Strada Alternativa, finanțat în proporție de peste 90% din străinătate. Avem parteneri în Italia și Franța care ne susțin. Din păcate, pentru servicii sociale în România nu se prea găsesc fonduri, de aceea noi ne luptăm în fiecare an, literalmente, pentru supraviețuire. În cadrul proiectului Strada Alternativa, principalii noștri parteneri sunt Asociația Popica Onlus din Italia. Împreună cu ei avem unitatea mobilă, unitatea mobilă care monitorizează persoanele care trăiesc în stradă, în parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială. Avem centru de zi unde de luni până vineri primim și facem activități educative cu până la 30 de persoane, copii și tineri, până în 35 de ani. Și avem o locuință protejată la noi, unde 5 tineri momentan sunt pe drumul spre integrare. Ei au un loc de muncă și pot să locuiască la noi o perioadă mai îndelungată, de până la maxim 2 ani, timp în care noi îi pregătim pentru independență, în momentul în care ies de la noi, să poată să-și închirieze singuri o locuință și să nu mai... Sigur, să schimbe total viața. Asta înseamnă că 2 ani de zile noi lucrăm de multe ori la schimbat mentalități și să învețe să trăiască într-o locuință. La un moment dat, cu una dintre primele familii cu care am lucrat, primele persoane cu care am lucrat într-o locuință, doar să vă dau un exemplu, le-am explicat când au ajuns în apartament cum funcționează aparatura electrocasnică. Sigur, le-am spus că sunt cheltuieli cu electricitatea, cu gazul și așa mai departe și le-am spus că este firesc atunci când nu au nevoie să încearcă să facă economie, de exemplu când ies din cameră să stingă lumina. Marea noastră surpriză a fost a doua zi că am găsit frigiderul scos din priză. Adică ei, sigur, și-au dorit să facă economie, dar nu știau că frigiderul e normal să fie în priză. Doar să vă spun, la nivel educativ ce aveți... mare nevoie există de servicii sociale pentru o schimbare durabilă. Da. Stimați spectatori, așteptăm telefoanele dumneavoastră dacă aveți anumite interpelări, intervenții. Dacă nu, nu uitați că puteți cumpăra aceste bilete de mâine în 15 puncte. Sunt și la alimentări și la magazinul Real și în 30 ianuarie va fi balul final, balul de caritate de la Select. Acolo se vor putea face și donații. Așteptăm și din partea firmelor mici. Știm, e greu, toată lumea se plânge că asta știm să facem cel mai bine. Dar cei care aveți posibilitatea cu mici donații sau a cumpăra aceste bilete, cu siguranță o veți face. Cred că atât a mai rămas și în spiritul civic a românilor, a sătmărenilor, grav încercat de situația în care trăim. Vreau să vă întreb, doamna Spivac, dacă ați apelat la autorități în vreun fel, la vreun gen de autorități locale să vă ajute cu ceva sau nu ați apelat sau nu v-au ajutat? Nu am apelat pentru că m-am dus la Iliștea ca să depun o cerere pentru locuință socială și mi s-a spus acolo că sunt ocupate, nu sunt. Da, asta e situația locuințelor. Nici măcar ajutor social, nimic, că nu am. Deci niciun fel de ajutor din partea autorităților. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, domnul Victor, și la mulți ani, Cristina sunt. Să rămână. Domnul Victor, aș dori să intervin și am văzut de multe ori la dumneavoastră această familie care este greu, vai de capul lor. Eu aș vrea, în primul rând, sunt foarte supărată pe dânsii, în primul rând pentru că știind în ce situație sunt,
de ce chinuie acești copii, știind că n-au unde locui, unde nu au unde să le asigure un acoperiș deasupra capului. De ce a trebuit, de ce nu s-au gândit cu capul când au, s-au gândit și au făcut trei vieți care n-au nicio vină, îi chinuie, mă doare sufletul, pentru că și eu sunt bunică, sunt, am copii, nu, trecem peste asta. În al doilea rând, o mână de ajutor, cum pot eu? Pe, eu locuiesc în micro 17. Din strada Măcinului pornește o stradă laterală, strada Păpădiei. Da. Aici este o fundație pentru oamenii străzii, unde nu locuiesc, din câte văd eu, că am vedere spre casa asta, o casă mare cu etaj, în care locuiesc 2-3 copii, 2-3 tineri, să zic așa. În restul casei, încălzire centrală, toate condițiile, nu cred că mai locuiesc, că văd acolo învârteală și nu este. Să încerce la această fundație, spun, pe strada Păpădiei. Pe strada Păpădiei, nu știți numele fundației? Nu știu numele fundației, dar de pe strada Măcinului, cum se intră pe strada Măcinului, prima stradă la stânga, se vede, este placă mare, unde scrie fundația, nu știu cum se numește, și eu sunt convinsă că acolo o să găsească, pentru că acolo, pentru oamenii străzi, pentru toți cei fără acoperiș, asigură non-stop, deci cazare și, acum nu mai știu, nu pot să dau amănunții de ce... Da, o să ne interesăm, o să ne interesăm, doamna Cristina, să vedem... Dacă, domnul Victor, dacă cumva eu mâine am să am trecere pe acolo și aflu numărul, adică numele acestei fundații, eu am să intru, mă rog, prin telefon și am să las la operator sau cine... Da, la colegii noștri din studio, da. Așa, și am să vă las numele fundației, dar vă spun, de pe strada Măcinului și sunt convinsă că aici o să găsească liniște și condiții umane de locuit. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție, doamna Cristian. Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Nu știu despre ce fundație este vorba, poate știți dumneavoastră mai bine. Știți ce fundație e acolo? Sigur, sunt... Este o organizație neguvernamentală, parteneri ai noștri în mai multe proiecte. Este o fundație care au locuințe sociale pentru copii și tineri. În general sunt tineri ieșiți din centre de plasament. Și după toate informațiile mele, noi chiar colaborăm în cadrul Alianței Sociale Satu Mare, locurile sunt ocupate. Deci sunt și oricum ocupate. Există o limită de vârstă, cred că este 25 de ani. A, deci este făcută pentru tineri. Da, pentru tineri. Deci, doamna Cristina, au anumite destinații, da, și asemenea fundații și e făcută pentru cei care ies din... În general sunt tineri care au ieșit din sistemul de protecție a copilului. Și probabil sunt și pe anumite perioade, doar, da, până își găsesc, da, altceva. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Necula Otilia și v-am sunat pentru că interlocutoria de mai devreme m-a enervat rău de tot. Am înțeles. Nu cred că de aia suntem aici să judecăm pe fiecare câți copii și-au făcut sau câți copii nu și-au făcut. Da, corect, doamna Otilia. Ați înțeles? Da. Dacă poate cineva să-i ajute să sune, dacă nu să-și vadă de treabă. Corect. Vreau să vă întreb unde trebuie să mergem să facem donații. Cel mai bine să luați legătura cu invitatul meu. Unde? Ori prin numărul meu de telefon, care este afișat pe toate... Hai să-l dăm, spune-ne. 0722 53 83 17 sau pe site-ul logadance.ro. Sunt afișate numerele de telefon de la Rotaract. Sunt 5 persoane, 5 voluntari care livrează bilete la domiciliu. Deci, doamna Otilia, dacă aveți ceva de scris la îndemână, eu vă dau și repet numărul și pentru alți telespectatori. Vă rog să notați numărul 0722 53 83 17. O să mai repet acest număr, 0722 538317, și de aici puteți cumpăra ori bilete pentru spectacol, depinde ce formă de ajutor doriți, ori bilete să cumpărați la spectacolul din 30 ianuarie, ori să faceți anumite donații în obiecte dacă aveți. Bine, mulțumesc tare mult!
Da, mulțumim și noi, doamna Otilia. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori, cu intervenții pe tema acestei emisiuni. Din păcate, ce spunea puțin mai devreme telespectatoarea noastră, nu e ușor oricum de găsit locuință în aceste... la primărie măcar ați lăsat o cerere ca atunci când, cine știe, ori fi. Nu. Mi-a pierit. V-a pierit tot entuziasmul. Da, pentru că sunt cereri într-adevăr foarte multe, da, și locuințe nu sunt. Da, știu, cazuri care sunt de 5-6 ani depuse cere și... Exact, iar locuințe nu se fac... E mică probabilitatea prin această metodă, dar totuși oameni de bine care să dea închirie, eu cred că o să găsiți oameni de bine, mai ales că voi o să plătiți oarecum în avans pe un termen lung această chirie. Toți banii care se colectează, acești bani vor fi cheltuiți doar pentru chiria locuinței. Sau în cazul în care cineva oferă o locuință pentru 2-3 ani, atunci acești bani vor fi alocați într-un anumit cont pentru utilități. Am înțeles. Deci, oricum, într-un fel sau altul se va rezolva măcar pe o perioadă această chirie. Lucru cel mai important, de fapt, stimați telespectatori, nu uitați că puteți, mai așteptăm foarte puțin, da, mai așteptăm telefoanele dumneavoastră dacă mai aveți păreri sau interpelări. De asemenea, vreau să vă amintesc numai puțin de 15 puncte în care veți putea cumpăra aceste bilete la spectacolul din 30 ianuarie în alimentări, dar chiar și la Real, la magazinul Real, va fi un asemenea punct, iar site-ul logadance.ro. De asemenea, vă dăm un număr de telefon pe care puteți suna în eventualitatea în care doriți să donați. Mai există și donatori care vor să rămână anonimi, 0722 538317. Loga Laurent, deci 0722 538317. De asemenea, vreau să vă amintesc că este foarte important să mergeți la acel bal de caritate, mai ales cei de la firme. Deci cei de la firme care cu siguranță ar putea să-și permită să cumpere 10-20 de bilete și să meargă împreună cu angajații, chiar să le facă o surpriză, să meargă. Spectacolul va conține, am înțeles, și o gală frumoasă de dans, nu? Da, și o să avem și pe domnul Mircea Deac alături de noi, el va asigura atmosfera. Muzică, deci va fi și... muzică, va fi un bal în adevăratul sensul al cuvântului, un bal de caritate. Toată lumea va dansa, se va simți bine și durează 3 ore și aceste 3 ore se va întâmpla totul și predarea sponsorizărilor. Da, am înțeles. Deci, stimați spectatori, până la urmă luați bilete chiar la un eveniment care vă poate face să vă simțiți bine în seara de 30 ianuarie. Ne pare rău, nu mai reușim să luăm telefoane în direct, dar nu uitați, 0722 538317 este numărul de telefon, sau intrați pe site-ul logadance.ro. Acum majoritatea dintre dumneavoastră deja umblați cu calculatoare și puteți intra pe acest site ca să vedeți și alte numere de telefon și modalități în care puteți face donații sau cumpăra bilete la spectacol. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, domnul Spivac. E obosit? Beiții, ești cam obosit. Așa e la televiziune. Nu e ușor. O să sper că în următoarea emisiune să putem veni cu date concrete și să se rezolve cazul, în special ca să nu fiți nevoiți în acest anotimp să dormiți aproape în câmp. E foarte important, mai ales pentru copii care, Doamne ferește, s-ar putea îmbolnăvi. Doamna Spivac, vă mulțumim și acești copii frumoși sper că o să aibă cât de curând un acoperiș deasupra capului. Nu-i așa, Alex? Vă mulțumim și noi. Așa. Și asta mică oricum se face când o să crească, se face ceva la televiziune, cu siguranță, că am văzut că îi place microfonul. O trimit la dumneavoastră. Direct la mine să vină și
sigur o să lucrez în televiziune. Doamna Cristina, vă mulțumesc și vă doresc succes. Nu aveți viața ușoară acum cu această asociație. Din păcate, din ce în ce mai mulți oameni necăjiți o să apeleze. Important e să îi identificați pe cei care chiar merită ajutați. Sigur. Pentru că mai sunt și unii care din delăsare, din comoditate, ajung în situația în care ajung. Iar atunci trebuie să-i cerneți foarte bine, iar cei care merită cu adevărat ajutați să fie ajutați. Laurent, ce să spun? Felicitări în primul rând că continuă această campanie care este la 5-a ediție. Din păcate ar trebui să fie mai mulți, nu știu, cu idei ca și tine. Acum nu știu, nu ești neapărat om de afaceri. Tu practic ai o școală de dans. Dacă din toate domeniile, unii cu școală de dans, alții cu firme, alții cu altceva, ar face câte o asemenea acțiune, nu neapărat am salva planeta, dar ar fi mai multe cazuri rezolvate. Da, și aș dori să cer tot ajutorul submarinilor. Dacă nici nu organizează astfel de evenimente, atunci să contribuie, măcar cumpărând un bilet și pot salva, pot fi și ei în această echipă care o să ajute această familie. Până la urmă, în vremuri de criză, stimați telespectatori, puteți face un gest frumos. Eu am încredere în sătmăreni. O să revenim cu amănunte după 30 ianuarie să vă spunem exact câți bani, cum s-au strâns și în ce măsură am putut ajuta această familie. În primul rând, vă mulțumim că ați fost, ca de obicei, alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Bună țară recreală, mama ei de rânduială, ăia poți, ăștia poți, mama Rolato. Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, o emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune mai specială astăzi și toți telespectatorii noștri cu siguranță vor fi alături de noi pentru că vom prezenta un caz social mai deosebit la care cu siguranță veți contribui și dumneavoastră ca să putem ajuta o familie, o familie care este la noi în studio. O să prezint invitații mei, nu înainte de a spune și despre ce este vorba, este o acțiune umanitară, respectiv cu ajutorul dumneavoastră să sperăm că vom putea face lucruri bune. Inițiatorii acestei acțiuni sunt chiar alături de mine. Este vorba despre Laurent Loga. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație! Care reprezintă, așa cum știți și cu siguranță ați avut ocazia să citiți prin presă, este vorba despre Loga Dance, reprezintă Laurent, reprezintă Loga Dance și Cristina Bala, asociația, din partea asociației STEA, da? Bună seara! Bună seara și bine ați venit la noi în studio. De asemenea, stimați spectatori, îi avem alături de noi pe cei din familia Sivac, bine spun, Sivac. Spivac, să rămână, doamna Spivac. Bună seara. Cei doi copii de la dumneavoastră din brațe, cum se numește? Alexandra și Adalbert, adică Betsy. Așa, să-și pună ei numele, că Alexandra. Alexandra. Alexandra și? Betsyke. Betsyke, iată că știu, v-ați obișnuit deja cu televiziunea și îl avem și pe domnul Spivac alături de noi. Bună seara. Bună seara, mă numesc Betsy. Îi place microfonul, nu vorbește încă, dar îi place, da. Să văd că se uită la el. Stimați telespectatori, este vorba de un caz mai grav, să spunem așa. În această perioadă, într-adevăr, sunt multe nenorociri abătute asupra noastră, dar cu siguranță noi toți putem să ajutăm ca măcar câteva din aceste cazuri să se rezolve. Familia Spivac locuiește în acest moment, domnul Spivac, unde? Pe malul Someșului. Vă rog în microfon. Pe malul Someșului am construit eu un barac provizoriu, așa, de 4 ani, acum 4 ani, și acolo stăm. Am înțeles. Fără curent, fără apă? Fără apă, fără curent. Mai vecini de acolo din casă care ne mai ajută cu apa.
Am înțeles. Nu le e rece copiilor, nu le e rece copiilor în această perioadă acolo? E rece, nu prea le este rece pentru că avem o sobă cu lemne și tăiem lemne, avem o drujbă și facem căldură cu lemne. Am înțeles. O situație, vă dați seama, pe acest timp să stai într-o locuință improvizată pe malul Someșului cu trei copii și fără niciun fel de utilități, nu este foarte plăcut. O să revenim la acest subiect și la acțiunea noastră. Facem o foarte scurtă trecere în revista titlurilor pe care dumneavoastră le-ați citit. Iată, penitenciar tot mai aglomerat, înghesuială și pe la pușcărie. Poate că unii preferă să stea acolo. Au căldură, masă și... ce să mai fac intenționat anumite fără de legi. Editorialul semnat Crina Dunca, Victoria Maselor, se referă la ce s-a întâmplat în această perioadă, faptul că președintele a cedat, l-a sunat pe Arafat și dar până la urmă Arafat era doar un pretext, lumea continuă să fie în stradă. Chiar astăzi, de la această oră, și în satul mare este un protest la statuia lui Vasile Lucaciu și protestele vor continua mâine la București, destul de... masive se anunță acele proteste, deși am înțeles că doar până în Piața Victoriei li s-a dat autorizație de a protesta demonstranților, dar asta nu o să facă decât să-i întărâte, părerea mea. Și autoritățile județene nu vor interveni în cazul mitingurilor spontane, dacă tot vorbeam de proteste. Mai putem afla și de pe portal SM, vă puteți uita pe portal la titlurile care sunt, vă amintim câteva dintre ele. Deși ar avea motive, suporterii Comando Oli încă nu ies în stradă, susține unul dintre liderii galeriei Comando Oli. Iată cum sunt obișnuite galeriile din București să iasă, o să iasă probabil și cei de la Comando Oli. Atitudinea inculpaților Mariana Popa și Ioan Ulici în dosarul de trafic de influență și luare de mită a fost taxată de conducerea Tribunalului Satu Mare. Tribunalul consideră că această atitudine creează suspiciuni cu privire la imparțialitatea justiției. Și moarte misterioasă, un sătmărean declarat dispărut a fost găsit mort și plin de sânge într-un vagon dezafectat. Puteți citi pe portal SM mai multe amănunte. De asemenea, puteți citi ediția online a Gazetei de Nord-Vest, aflat și cum se pregătesc dascălii sătmăreni pentru protest. Ei, eu în privința protestelor dascălilor am mici dubii, nu prea protestează și când o fac, o fac cu voci, în ghilimele, destul de subțirele. Revenim la tema discuției noastre de astăzi. Laurent, ai preluat, să spun, această acțiune, o acțiune umanitară și demnă de lăudat. Finalizarea ei va avea loc în 30 ianuarie, odată cu spectacolul pe care îl va oferi Loga Dance și este foarte important să știe și telespectatorii, este foarte important să se vândă bilete pentru acel spectacol, pentru că banii câștigați în acest fel o să fie direcționați spre găsirea unei locuințe acestei familii. Cum ai preluat acest caz? Povestește-ne puțin istoria lui. De la înființarea Loga Dance School, în fiecare an, Loga Dance School are în luna decembrie o campanie umanitară. Acesta este a 5-a ediție. În fiecare an găsim un alt caz. Odată am avut un copil orb, odată am avut un băiat tânăr cu dizabilități și în acest an am găsit acest caz. În 30 ianuarie se va finaliza și atunci, în cadrul unui spectacol, se va preda toate sponsorizările primite și banii pe care se strâng prin vânzarea acestor bilete. Se va închiria o garsonieră, un apartament, ceea ce vom găsi. Stimați spectatori, în partea a doua emisiune așteptăm și intervențiile și reacțiile dumneavoastră legate de acest caz. În această emisiune încercăm să atragem cât mai mulți sătmăreni care să cumpere bilete pentru acest spectacol sau mai mult unii dintre ei care pot dona unele lucruri pentru locuința care cu siguranță se va rezolva în așa fel încât să fie măcar sub o metodă de închiriere pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci cei dintre dumneavoastră care credeți că puteți dona sau puteți ajuta cu cât de puțin după posibilitățile dumneavoastră acest caz. Cu siguranță românii sunt solidari și sătmărenii în special. Așa că sunt convins de bunăvoința dumneavoastră și de mâna de ajutor pe care o să ne-o oferiți. Doamna Cristina, domnișoara Cristina, doamna, doamna
Așa, soțul se uită acum, am înțeles. Doamna Cristina, am înțeles că s-au adunat deja câteva lucruri pentru această familie. Cam despre ce este vorba? Deci, până în momentul de față s-au adunat mai ales obiecte electrocasnice, frigider, combină frigorifică, diferite obiecte de îmbrăcăminte, respectiv mobilă, care sunt momentan depozitate. Ele vor fi predate familiei după data de 30 ianuarie. Deci ideea este acum odată să se strângă bani la acest spectacol pentru o anumită chirie. Deci chiar sunt dispuși și organizatorii să plătească o chirie în avans, bineînțeles, la un preț sub cel al pieței. Asta e ideea, dacă tot suntem umanitari, să fim până la capăt. Adică nu scopul de a face afaceri, nu vă aruncați cei care aveți de închiriat garsoniere și vreți să faceți un ban. Este vorba de plătirea chiriei pe un termen mai lung, un an, doi ani, chiar trei ani, și în acest timp se va rezolva probabil într-un fel sau altul situația. Nu este de neglijat nici faptul că ambii membri a familiei, mă refer la domnul și doamna Sivac, își doresc un loc de muncă. Deci ne puteți ajuta foarte mult și oferindu-le un loc de muncă. Domnul Sivac, am înțeles că este sudor de meserie. Și doamna Sivac, și dânsa a mai lucrat sau aveți disponibilitatea de a lucra? Da, eu am 10 clase plus profesională și eu un curs de recalificare ca vânzătoare. Am înțeles, deci ne puteți ajuta și oferind un loc de muncă, pentru că noi așa, Laura, nu putem să acționăm doar pe termen scurt, nici nu așa v-ați gândit. Să fie o acțiune așa care să asigure, să zic, o locuință timp de câteva luni și după aceea familia se vede nevoită să ajungă din nou pe stradă, adică pe malul Someșului. Da, tocmai aceasta era ideea, pentru că schimbarea care va urma în cadrul acestei familii o să fie foarte mare. Avem și un psiholog care va ajuta familia respectivă să se obișnuiască la noul stil de viață și avem nevoie de câte un loc de muncă și de un apartament pe termen cât mai lung, după care se poate să-și întrețină ei singuri această locuință. Doamna Cristina, sunteți la prima colaborare cu Loga Dance? Sau, cu Loga Dance, da, este prima colaborare. Noi am fost deosebit de plăcut surprinși să fim contactați pentru a participa la această campanie. Noi lucrăm din 2004 cu copii și tineri ai străzii și cu familii care trăiesc pe malul Someșului, cu familia Spivac. Noi lucrăm de 4 ani și este familia cea mai serioasă dintre cele cu care lucrăm noi, în sensul în care părinții nu sunt obișnuiți, nu au adicțiile pe care alte persoane care trăiesc în stradă le-au dezvoltat, adică alcool, droguri și așa mai departe. Mai mult, copiii sunt întotdeauna curați, au grijă de ei, iar părinții sunt foarte implicați în educația copiilor. Vă dați seama cât de greu e să menții curățenia într-un loc unde n-ai apă. Îmi dați puțin, vă rog, microfonul. Am să vă întreb dacă ați încercat să vă găsiți loc de muncă și cum ați fost primit sau... Da, am lucrat la mai mult casez de unier, dar acum am fost operat cu stomacul, mi s-a perforat stomacul și am stat în spital. Și acum, când am ieșit din spital, au zis că ce puțin 4 luni, 5 luni să nu ridic răutăți, dar tot am mers și am lucrat unde am putut. Da, și v-ați căutat, deci, un loc de muncă stabil oarecum, da, pentru a putea... Da. Da, am înțeles. Copiii sunt la grădiniță, școală... Alexandra și Beițică umblă la grădinița Caritas pe Bulevardul Crușca. Ivet este deocamdată acasă pentru că e micuță. Da. Am înțeles. Da. Și la grădiniță frecventează cu regularitate, nu? Da, în fiecare zi de la ora 8 până după masă la ora 16. Am înțeles. Laurent, din experiențele tale de anii trecuți, acum fiind un an poate mai dificil, cum crezi că se va finaliza? Veți avea, să zic așa, șansele de a finaliza în mod pozitiv acțiunea, adică să se strângă suficienți bani? Da, cu siguranță. Avem 15 puncte de colectare în satul mare. Sătmărenii au suflet bun și cumpără bilete, pentru că așa nu e mult, e 20 de lei un bilet, stimați spectatori, adică nu e un capăt de țară, e puțin mai mult decât un pachet de țigări. Da, sunt persoane care ne sună și cumpără 20-30 de bilete. Deci avem speranța că se vor vindeca și anii trecuți câteva sute de bilete.
Am înțeles. Să vorbim puțin. Spectacolul va avea loc în 30 ianuarie, da? Da. Care este locația lui și ora de la care? De la ora 21, la restaurantul Select, va avea loc un bal caritativ cu o prezentare de dans, în cadrul căreia o să predăm toate donațiile primite. Am înțeles. Iar la acel bal vor mai putea veni oameni de bine, oameni de suflet care să mai facă donații, da? Așa este. Am înțeles. Este optimist, Laurent, cum ești tu, Cristina, din acest punct de vedere? Eu mă bucur foarte mult că consider această ocazie, această campanie, o șansă adevărată pentru o familie să iasă din stradă și pun accentul pe faptul că este o familie care, într-adevăr, a făcut din totdeauna eforturi ca să își schimbe situația. Părinții lucrează, copiii merg la școală și în condițiile în care trăiesc, ei fac maximul pentru astfel încât copiii să aibă o viață mai bună. Deci orice investiție, din punctul nostru de vedere, merită și va fi o investiție pentru viitor. Da. Nu uitați că în partea a doua emisiune așteptăm și intervențiile dumneavoastră cu reacții față de acest caz și de ce nu, dacă aveți posibilitatea de a ajuta într-un fel sau altul, dacă nu, măcar cumpărând bilete la acest spectacol, dar și cu donații pe care considerați că le puteți face. Vreau să vă întreb dacă până acum ați avut parte de un ajutor concret din partea cuiva, ca firmă, ca persoană fizică. De când s-a început campania? Nu neapărat. În perioada aceasta, când ați dus-o greu, dacă v-a ajutat cineva? Mi-a mai ajutat fundația asta cu haine, au mai fost oameni de suflet care de sărbători mi-a dus fiecare după posibilitate. Am înțeles. Deci au mai fost, să spunem, vecini sau persoane care, care v-au cunoscut. Care este situația copiilor? Ați avut probleme cu ei în cazuri de îmbolnăvire sau să trească să umblați cu ei pe la medic, să le cumpărați medicamente? Da, Iveta a fost, ea e cea mai bolnavă din Tietros 3. Da, am rezolvat. Are medic de familie. Am înțeles. Dar Ivet se face, cred că o să lucreze în televiziune, că îi place microfonul și o să o luăm. Da, l-așim preluat foarte, foarte repede. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați reușit să, pentru traiul zilnic, mă rog, e nevoie totuși, sunteți 5 guri de hrănit. Cum vă descurcați cu partea de alimente, să zic așa? Da, mai mă duc la muncă, la cazilier. Bă, e foarte greu, băi. Muncesc unde mă cheamă oamenii, mă duc la ajut. Orice muncă, indiferent, nu mă interesează, numai să am de muncă. Am înțeles. S-a întâmplat și cazuri, s-au întâmplat cazuri în care n-ați prins. Că, mă rog, astea muncile ocazionale sunt când sunt, când nu sunt. Nu... O mai fost de foarte multe ori, dar... Mai am neamuri și mergeam și taică mă mai mergeam la el și îmi dădea de o pâine, că și taică mă e pensionar și nu poate să... Am înțeles. Problema principală, ca să înțeleg, e practic locuința, pentru că locuința e improvizată, da. Șanse mari, adică șanse. Ați văzut la toate emisiunile pe care le-am avut cu... minunații noștri edili, nu există locuințe, nici sociale, nici anelende, nici o culoare. Presupun că v-ați depus cerere oricum și acolo, dar dacă nu este, nu este. Nu, și nici speranțe prea grabnice să se rezolve pe această cale administrativă nu sunt, așa că iată că foarte binevenită este această acțiune. Laurent, ați avut... Am înțeles încă 4, deci e a 5-a acțiune. Da. Le urmăriți, adică în momentul în care, după ce ați terminat o acțiune, urmăriți să vedeți ce se întâmplă cu acțiunea respectivă, cu cazul respectiv? Ținem legătura cu familiile respective, dar în momentul în care am încheiat o campanie, atunci s-a încheiat acea campanie și noi ne vedem de activitatea școlii de dans, după care în următorul an avem o altă campanie. Ținem legătura cu familiile respective, suntem în relații bune, dar nu verificăm că acel cărucior funcționează, nu funcționează, ce s-a făcut. Nu, dar țineți legătura să vedeți cât de cât, dacă e pe drumul cel bun cazul. Da, și ne sună și acum, fiecare familie ne-a sunat în luna decembrie și susțin și această campanie, au cumpărat deja bilete.
și sunt alături de familia Spivak. Da, este foarte important, mă rog, cumpărarea acestor bilete. Haideți să vedem undele, punctele principale, ca și orientativ pentru telespectatori, unde se vor găsi aceste bilete. Pe logadens.ro sunt afișate toate punctele de colectare. În fiecare cartier avem câte un punct de colectare. Avem și Rotaractul alături de această campanie. 5 persoane livrează la domiciliu bilete. Sătmărenii, dacă sună la acel număr de telefon și spun că doresc 2-3 bilete acasă, atunci se livrează. Se duc și acasă aceste bilete. În plus, am înțeles că o să aveți puncte la Real, da? Da, de mâine, de joi până duminică și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, la Real va fi un stand unde se vor vinde bilete. Am înțeles. Cam câte bilete ar trebui să se vândă ca să spunem că are succes această campanie? Indiferent câte bilete se vor vinde, campania deja consider că a început deja cu succes, pentru că am strâns... Pentru că deja s-au strâns bunuri, da? Am început campania caritativă cu sponsorizări, nu în bani, ci în valoare de, sub formă de servicii, în valoare de 750 de milioane de lei. De aici încolo, efectiv, doar depinde pe ce durată închiriem acel apartament, sau poate să fie... Am primit și un telefon în care cineva ne-a recomandat că poate să dea casa de locuit gratuit pe 2-3 ani, doar trebuie să lucreze un pământ, este vorba de o localitate lângă satul mare. Așteptăm ofertele sătmărenilor și o să alegem cea mai bună variantă. Dacă până la urmă, nu știu, o să fie vorba de o casă care nu este în oraș, ce veți face, doamna Spivak? Nu o să fie nicio problemă, că îmi place la țară. Deci nu vă țineți, nu țineți neapărat să... Nu. Doar să fie ceva pe termen lung, pentru că până la urmă trebuie să vă asigurați și traiul și locul de muncă. Da, să fie măcar apă, curent. Nu contează și dacă nu este gaz. Da, dar măcar să utilitățile, condiții, să zic, cele cât de cât. Cele primare. Noi ținem foarte mult ca să încheiem această campanie astfel încât să fie în satul mare și să fie cu toate utilitățile. Deci așa dorim să încheiem campania. Da, pentru că asta până la urmă este scopul și așa se va încheia această campanie. Da, am înțeles. Dacă s-a supărat, uite microfonul, că poate s-a supărat că ea nu vorbește nimic. Uite, ai microfonul acolo și poți să ne spui ceva. Poți să ne spui și ceva. Doamna Cristina, ați mai participat în alte conjuncturi la asemenea campanii? Nu neapărat cu Loga, cu altcineva. Nu, este prima campanie la care participăm, prima campanie de acest fel. Noi furnizăm servicii sociale. Vorbeați anterior de a continua să monitorizăm familia. Monitorizarea vom asigura noi prin asistenții sociali care de 4 ani de zile lucrează cu familia și care vor continua. Este pentru noi deosebit de important să îi sprijinim în procesul de a-și putea, pe urmă, asigura singuri cele necesare. Deci să devină independenți, să-și dezvolte sigur abilitățile de viață, să aibă un loc de muncă, astfel încât pe viitor să nu mai apeleze la mila nimănui. Deci este un pas, o trecere spre o viață mai bună pe care și-o vor construi ei. Vreau să mai adaug faptul că noi suntem deosebit de bucuroși să lucrăm cu persoane ca și dânsii, în special Monica Spivak, care a făcut tot posibilul întotdeauna să aibă loc de muncă. În timpul sarcinii, până înainte de a naște, a lucrat ca și zilier la Piața Mare și niciodată nu s-a ferit de muncă. Deci mâna de fier în familie, de fapt, este doamna Spivak, dar un alt punct pozitiv este armonia care există între soți, spre deosebire de alte familii unde există multe probleme de violență, multe probleme de lipsă de educație, unde copiii nu sunt supravegheați. Să știți că asistenții noștri sociali îi monitorizează săptămânal, uneori chiar de mai multe ori pe săptămână. De fiecare dată am fost foarte plăcut surprins și de modul în care își educă copiii, de modul în care învață să vorbească. Sunt niște copii care știu să salute, copii la care li se spune, de exemplu, că nu au voie să facă ceva și li se explică de ce.
Pentru noi este un lucru extraordinar care, din păcate, în multe familii care trăiesc în acest mediu lipsește. Care, în momentul în care ajung în această situație, se complac și se adâncesc, exact, să spunem așa. Având în vedere că vă ocupați de aceste familii, există multe cazuri, presupun, în satul există mare. Foarte multe cazuri în satul mare. În jur, avem o bază de date cu peste 230 de persoane pe care le monitorizăm împreună cu Serviciul Public de Asistență Socială. Dintre acestea, cu 11 familii, noi lucrăm în mod aprofundat, fiind vorba de familii cu mai mulți copii de fiecare dată. Și, practic, noi investim, încercăm să investim în viitor, dar avem nevoie de părinți. Practic, noi suntem aici să-i ajutăm ca să devină independenți. Nu putem să facem totul în locul lor la infinit, dar le dăm o mână de ajutor, astfel încât după aceea să reușească, sigur, să se descurce singur, să aibă o viață cât se poate de normală, ca orice altcineva din societate. Da, a fost vreun moment, doamna Spiva, când ați avut locuință sau ce s-a întâmplat până la urmă? Eu am crescut în Baia Mare, eu stau în satul mare de 8 ani de zile. În 8 ani de zile am mai avut momente că am stat la cumnată mea, la sora lui bărbatul meu, dar nu-i ca și nata. Păi nu, și normal, cu trei copii acum până la urmă nimeni nu poate să te țină în spațiu locativ foarte mult timp. Și după aceea v-ați mutat direct pe malul Someșului, da. Am înțeles. Ați avut probleme, mă rog, fiind acolo totuși expuși, să aveți probleme de genul, să vină oameni ai străzii, vagabond, să încerce să fure sau... Nu, așa ceva n-am avut cu așa. Autoritățile, ați avut probleme să vă evacueze? Da, am avut, încă nu numai pe Alexandra și pe Bețică, dar pentru că mai încolo, la vreo 3 metri de noi, erau ceva urolați. Aveau, da, și ei baracă făcută. Și de multe ori se strângeau 20-30 de inși și făceau scandal și din cauza lor era să... Să vă evacueze? Da. Dar până la urmă s-a rezolvat situația și de atunci nu prea... Deci nu vă mai șicanează autoritățile, nu. Și zic să vă spună... Vin așa în control, nou, ca e normal lucru, să fac o razie, dar altfel nu ne deranjează. Da. Stimați telespectatori, nu uitați că în partea a doua emisiune așteptăm și intervențiile dumneavoastră cu intervenții și, de ce nu, ajutoare din partea dumneavoastră. Orice donație este binevenită. În plus, nu uitați de acele bilete, doar 20 de lei este costul unui bilet la spectacolul din 30 ianuarie de la Select. Acolo va avea loc și o gală de dans. Cei de la Loga Dance cu siguranță se vor pregăti în mod deosebit pentru acest spectacol. Ați avut și ajutoare. Micuțul Vilmarc a fost pe la Loga în decembrie, parcă, da, nu? Da. Ce mai zice micuțul Vil? A făcut cursuri, am înțeles, ad hoc acolo de salsa. Da, a învățat să-ți mărănii câțiva pași de dans pentru începători. I-a plăcut foarte mult la satul mare, a fost pentru prima dată și a zis că o să revină cu drag și data următoare. O să vină și data viitoare. Nu uitați, deci, spectacolul de caritate de care vorbim are loc în 30 ianuarie. Biletele se găsesc atât pe logadance.ro. Logadance.ro e exact adresa, dar vor fi distribuite și în alte puncte și la real o să puteți găsi. Orice bilet cumpărat contează câteva zile, să zic așa, în plus de cazare. Este un anotimp care e foarte friguros, am putea încerca cât de repede să măcar acești copii să nu mai stea, nu chiar sub cerul liber, dar aproape. De când te-ai gândit, Laurent, să înceapă chiria practică, deci să fie închiriat un apartament, o garsonieră? În 30 ianuarie va fi această gală și imediat următoarea zi, familia Spivac, am primit o sponsorizare din partea unei agenții de turism în Bătur, o excursie de 10 zile și toată familia va pleca într-o excursie în țară. Și când vor reveni, atunci se vor muta direct în noua locuință. În noua locuință. Da, este foarte important pentru că, mă rog, nu se știe cât mai ține frigul. Nu întrăznesc să vă întreb
Cum au fost sărbătorile de iarnă? Au venit moșul pe la copii? Da. Deci a fost, da? Mai sărac, da. Tot a fost. Mai sărac, mai bătrân, acum mai sărac a fost pentru toată lumea moșul. Așa e cu moșii ăștia, stimați telespectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim. Nu uitați că în partea a doua emisiune așteptăm intervențiile dumneavoastră. Sunt convins că sătmarenii sunt și darnici, și moși și solidari. Sunt convins că această campanie va avea un succes deplin. Nu uitați, ne puteți ajuta și cu donații, ne puteți ajuta și cumpărând acele bilete la spectacolul din 30 ianuarie și cu propunerea dacă aveți ceva de închiriat și nu cereți prețuri exorbitante și cu locuri de muncă, de ce nu pentru soții Spivak. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim.